Doi bărbați de 44 și respectiv 51 de ani din Chișinău, printre care și un fost angajat al structurilor de forță, au fost reținuți pentru 72 de ore, în urma unor percheziții efectuate într-un dosar de confecționare și comercializare a documentelor oficiale false. Potrivit informațiilor, activitatea grupului infracțional, care activa atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și peste hotare, a fost documentată pe parcursul anului 2023. În acest sens, oamenii legii au efectuat zeci de percheziții. Ce riscă bărbații care, pentru prestarea serviciilor ilegale, încasau de la 120 la 2000 de euro? Vedeți în reportaj. Activitatea unui grup infracțional specializat în confecționarea, folosirea și comercializarea documentelor oficiale false, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare, a fost deconspirată de oamenii legii. Polițiștii au stabilit că membrii grupării aveau rolurile repartizate. Aceștia confecționau și comercializau pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere ale Republicii Moldova, României, Bulgariei, Cehiei și altor state membre ale Uniunii Europene. Poliția a publicat și o înregistrare audio care ar dovedi vinovăția celor doi. Dar ce ai făcut lui? Права, pașaport, права. Dar păi, eu sunt joc serviciu la Europa Smus. La Smus, frate. La Europa Smus, doamne, și doamne. Nu am văzut. Ce? Da. Da, de treabă. Dar pe lui права pe dânsul, iar lui original, da, Smus? Nu-i original, dar oricum nu are treabă. S-a dat în baza informațională a dușit. Nu, absolut nu are nicio adresă. Am înțeles. El merge pe Topceau. Am înțeles. Dar dau baza informațională ei în coașa, pe lui de informațiile de sine și om. Tot din înregistrarea audio se vede cum cei doi se asigură de o calitate bună a actelor oficiale false confecționate. De calitate, e ca cum faci la pasaporturi, e... Vezi că nu, că zicea, 100 la 100. Păreat. O să-l oprească măcar și din țări. O altă parte a documentelor erau destinate pentru organizarea migrației ilegale și angajarea în câmpul muncii peste hotarele țării. Potrivit polițiștilor, pentru a nu admite eșecuri din partea solicitanților, aceștia convingeau persoanele despre avantajele și dezavantajele documentelor, precum și unde pot fi prezentate sau cum pot fi transportate în siguranță la traversarea frontierei de stat. Bărbații încasau pentru serviciile lor ilegale de la 120 la 2000 de euro, în funcție de setul de acte. Așadar, la 18 mai, ofițerii de investigație cu suportul mascaților de la Fulger HCP au descins cu percheziții în mijloacele de transport și la domiciliile suspecților, unde au fost depistate și ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciorne, transferuri bănești, purtători de informații electronice, copii ale documentelor de identitate, tehnică de calcul, precum și mijloace financiare. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimantelor, ștampilelor sau sigiliilor false de către un grup criminal organizat. Bănuiții au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia riscă până la 5 ani de închisoare.